Pe vremuri, când porneai la o plimbare pe jos, ori cu trăsura sau tramvai, văzând o cunoștință oarecare, cu două, trei cuvinte, salutai. Am onoarea, stimate domn. Vă salut, maestre. Bună, amice, bună! Toată cinstea, colega! Dar s-au schimbat formulele uzate cu care ne congratulam cândva. În ton cu moda, cum sunt toate astăzi, e un termen mai la zi pentru a ne adresa. Bă! Bă! În piață sau într-un local cu faimă, în adunări cu ștaif sau la volan, la mare sau în vârf de munte, te-auzi strigat în stil european. Bă! Bătrân sau tânăr, interlocutorul tot una, că-i doar democrație. Silaba dulce și-a spre tine zborul cu dragoste și prietenie. Bă! Expresiile vechi sunt demodate. De pildă D'Artagnan, pe cardinal, în vremurile acelea azuitate, îl saluta arhaic și banal. Respectele mele, domnule cardinal, sau am onoarea, monseigneur. Ah, în București, anilor de față, vestitul mușchetar s-ar transforma și, întâlnindu-se cu bosul în piață, desigur că altfel l-ar saluta. Bă, ce faci, băi, Richelieu? Richard al III-lea, la ananghie, în cunoscutul său moment fatal, în disperare și cu tragedie, striga viteaz, eroic și regal. Dau regatul meu pentru un cal. Dar astăzi, mai shakespearian desigur și mult mai eficace, nu-i așa? Rămas pe câmpul bătăliei singur, același Richard altfel ar striga. Care ai, bă, un cal? Hai că dau malută pe el. A? Acum o jumătate de mileniu, Columb și mateloții lui vestiți, văzând în zare magicul domeniu, au început să strige fericiți: Pământ! Pământ! Ura! Dar astăzi, expediția vestită, apropiindu-se de același mal, în ora aceea nemaipomenită, ar înălța un strigăt triumfal. Bă! Uite America, bă! Șope clauză! Deci constatăm că lumea progresează, avidă tot mereu să învețe tot ce e nou și tot ce e pe fază, chiar și formulele de politețe.